Salut! Nu ieși, ai dat click unde trebuie. Bine v-a regăsit la episodul cu numărul 21, care este și vârsta legală de băut în America. De-aia sunt aia unde sunt și noi suntem aici, adică la Windows Shopping. În episodul de săptămâna trecută am aflat cum se pronunță corect Toronto, pe ce bluze nu e ok să dai banii, care e înălțimea minimă de jucat în NBA. Am învățat și puțină engleză, trebuie să-l vedeți. Iar acum, dragi prieteni, haideți să aflăm cine va primi zilele următoare un colet foarte scump, mai exact fularul Burberry în valoare de foarte mulți bani. Doamne ajută să fie bine, mi-au rugat toate rudele, toți vecinii, toți prietenii să se înscrie. Hai că o să fie bine! E, felicitări ție, se pare că nici de data asta n-am reușit. Ai grijă că suntem în fiecare clipă pe OLX. Dacă îl pui la vânzare, venim și le ridicăm. Dacă chiar ia să ne trimiți o poză cu tine când ți-l pui la gât și rupi eticheta și... bravo ție, hai să-i dăm cu niște știri. Poliția germană a descoperit doi români care transportau un elicopter pe o remorcă auto. Bă, așa e românul, mă. Ei au avut bani de elicopter, dar n-au mai avut bani de chiroseni sau pe ce merg elicopterele și au zis că se plimbă curând așa, când unul în mașină, când altul în spate pe remorcă. Oricum, story-ul din elicopter tot e ceva ca să vadă săracii cu Mercedes din 2021 cum conduc bogații, cum zboară bogații. 7 culori în tendințe pentru manicure acestui sezon. Nu-i pasă nimănui, ok, roșu, alb, poate uneori albastru, transparent sau nude, dar bărbații adevărați nu știu asta. Campania lansată de un bordel în Austria, te vaccinezi și primești 30 de minute cu o doamnă la alegere. Bravo, tată, încă o dată se pare că austriecii dau moda în lume. Mi se pare o idee foarte bună, însă trebuie avut grijă pentru că unii dintre noi cel mai probabil o să ne vaccinăm de mai multe ori. La fel ca atunci când s-a băgat chestia aia cu micii la obor, am făcut AstraZeneca, Johnson, Pfizer, Moderna, pe toate le-am făcut. Am făcut la vaccin de mi s-a făcut rău de la mici, am făcut colesterol. O mașină parcată timp de 47 de ani în același loc în Italia a devenit atracție turistică. Încă o dovadă de cât de bine trăiesc italienii, bă, băiatule. Păi să vină în România, mai exact în București și mai exact în drumul Taberei, să vezi acolo câte obiective turistice și nu doar 47 de ani. Avem obiective de dinainte să avem parcări? Sfatul unui expert Feng Shui, evitați să puneți oglinzi vis-a-vis de patul din dormitor. Se pare că și-a dat seama și domnul Feng într-un final că nu e ok de fapt să pui oglindă nicăieri în dormitor, pentru că te vezi pe tine când faci sexuț și stai acolo gâfâind așa transpirat, ea stă pe telefon. Bine, la unii arată ok. Înainte să vă fac intro-ul despre invitata noastră de astăzi, stăteam așa și mă gândeam în mintea mea ce ar fi să vă zic niște facts despre Banca Transilvania, care culmea este și sponsorul nostru de astăzi. Primul fact sună cam așa. Directorul Băncii Transilvania este unul dintre cei mai tineri banchieri din România. Deci e tânăr, e cool, de aia ne sponsorizează, mulțumim frate. Vă mulțumim frate dumneavoastră, sau cum se zice. Un al doilea fact ar suna cam așa. Banca Transilvania este prima bancă din România care are sucursală în Italia. Și acum celelalte bănci. Iar ultimul fact pe care vreau să vi-l prezint astăzi sună cam așa, 1,76 milioane de clienți. Exact câți abonați avem și noi. Te-ai uitat! Invitata de astăzi s-a născut în București în anii 90. O știți de la teatru, asta în cazul în care mergeți. Cel mai probabil o recunoașteți de la X-Factor, Ai Umor, TV în general. Este absolventa facultății de actorie, deci om de cultură, cum ar veni. Eu am mai cunoscut-o o singură dată până să vine azi și pot să vă zic sincer că pare dementă, în sensul foarte bun. Haideți să oprim cu aplauze pe care nu le mai băgăm în post-producție și cu schimbare de cadru pe Ilona. Gata. Ai zis că te-ai uitat, nu? Da. Deci știi că acum e tradiție, ți-am făcut intro, fără să-l citesc, cum ai zis. Îți mulțumesc, mă, că ai venit. Cu drag. Cum, e plăcerea mea, stai niște. Serios? Da. Sigur, sunt convins. Mare bucurie. Nu mare bucurie. Mare, mă bucur bucurie. Mult de tot că sunt aici. Da, chiar mă bucur. Înainte toate, ai niște proiecte de viitor, niște ceva pe care vrei să ne le prezinți? Nu. Nimic? Absolut nimic. Am o viață extrem de plictisitoare, chiar n-am ce să spun. Nu știu, te duci săptămâna viitoare la Mega sau ceva, nu știu, n-ai o... Săptămâna viitoare, ai parteneria cu Mega sau de ce mă întrebi asta? Nu, Lidl, Carrefour, Profit, nu poți să intri niciunde. Kaufland, să zic eu. La Kaufland. Da, la Kaufland. Zi-mă, n-ai nimic, nu știu, vreo piesă, teatru, vreo ceva, apare nu, la TV. Nu, am turneu, dar e sold out. Prezintă-l oricum, ca să te lauzi, nu-i păcat. Păi eu știu, când difuzezi tu, poate se duce turneu până dai tu ăsta. Sigur trece. Zi oricum, hai, deci ai turneu? Am turneu la Craiova, cu doi pe bancă. Aha. Așa. De ce râzi? Am turneu cu doi pe bancă. Da, mă, ce se numește? Știu, dar sună. Și la Craiova și cu doi pe bancă. Așa? Stai puțin că mor. Turneu la Craiova cu doi pom. Dar să știi că, uite, vezi, de când joc spectacolul ăsta niciodată nu l-am gândit așa. Dar acum că mi-ai zis... Acum că e ce să bube. Vezi că îți pui ceva la asta. Ți-ai zis că nu e bună mobila noastră. Nici tu nu ești în cea mai bună formă. Nu, m-am îngreșat și eu. Vrei să spui tu ceva? Ai proiecte pe care vrei să le anunți?
Nu, nu. Ai început să pârâși. Ai zis și așa de canapeaua noastră, pârâși și o să vezi că o să cadă aia la un moment dat, să ai grijă la lumini. Hai, cam puțin. Așa, deci turneul ăsta, atât, altceva atâta. Nu vrei să ne zici, nu? Nu, păi, dar nu am, chiar nu am. Chiar noi, pă, pare rău. Noi începem cu rubrica, cu... ai zis că te-ai uitat, de fapt, da, deci tine și trebuie. Da, mă, da, zi tu zi acolo. Zi-ți alea acolo, le știu pe toate. Fii atent, dau prima poză. Și tu ai zis aici că fiecare vezi că avem și acolo televizori. Ai râs tu de scaun și de canapea, dar două televizoare ăsta scunzi, că nu mai are nimeni. Păi de unde e asta, că mor? N-ai deci, cum așa din ce am înțeles, la fiecare poză e o poveste. Și vreau să te las pe tine să zici înainte să te întreb eu ce ai de zis. Că eu vreau să te întreb cum a fost copilăria ta. Că pare, pare tumultoasă. Nu există așa ceva, n-ai cum. Mai mergi și cu cine ai povestit? Ia zi. Cum ți-a fost copilăria? Ba, uite așa. Uite așa, Alexandre, uite așa. Uite așa și m-am trezit la 30 de ani. Băi, a fost o copilărie fericită. Cine e în poza aia? Dar să știi că eu eram obligată să fac asta, eu nu voiam. Pentru deci, poză, nu? Ai mei erau genul ăsta care te obligau să bei alcool, să te obișnuiești cu el. Și nu ți-a prins bine? Foarte bine. Foarte bine, deci, de tot. Deci în momentul ăsta sunt, știi cât de fericită sunt. Ur, parcă urmează să scurgă un ochi un pic acum. Foarte bine. Am zis că mi-a arăsit ceva pe nostalgie, dar nu mă așteptam chiar așa. Și pe nostalgie, stai. Cine e în poza asta? Cine e ceilalți copii? Băi, copii ăștia sunt copii. Cine e adolescenție? Păi e sora mea, prima din față e sora mea. Da. Cea mai mare, că e mai mare ca mine cu 10 ani. Tipul care o ține în brațe este fratele lui maică mea. Uh-huh. Deci și unchii tu? Unchii meu, da. Exact. Nu, dar nu mai știam cum se zice și de-aia am dat-o așa, știi? Tine, păi, e unchii tu, nu, că mi-a făcut niște faze. Așa? Și în spate cred că e Vărmiu. Așa. E Vărmiu, e corect, am zis bine, e da? E bine, da, e băiatul lui tot Mătușa. Cu... E băiatul Mătușa, da, exact. Era un eveniment ceva aici, vrei să ne zici ceva? Băi, nu mai țin minte. Mă gândesc că nu mai țin minte. Știi care e faza? Yes. Faza e că eu am o problemă cu memoria din veche. Așa. Țin minte mult mai ușor lucruri care s-au întâmplat de curând decât din copilărie. Deci nu mai țin minte ce eveniment. Îmi pare că nu era nici ziua mea, gen, nu știu. Era marți. Era o zi obișnuită de la noi din familie, să zicem. A zis să ieșim în curte să vedem care cade primul. Cum se mai întâmplă în familie, că ne iubim cu toți. Bravo, foarte frumos. Ei, vrei să dau cu următoarea poză? Haide. Că mi-a plăcut asta. Dar deja încep să mă sperii. Deci nu deja mai mă uite, ești. Și fără sticlă de alcool, cu cărți pe spate, e altceva. Aici aveai cât 7 da, ani. Da, da, make-up-ul vreau să vezi exact cum era, da? Deci ești make-up-ul make-up. Era cu albastru, cu ruj din ăla sidefat, că atunci așa se purta. Așa? Bretonul așa se purta el, nu că m-am tuns eu, că mi-a greșit cineva tunsoarea, să nu-ți imaginezi. Nu, așa nu, era pe vremea. Că așa se purta, da. Iar carpeta de pe... Uh-huh. Cuvertură. Cuvertura, exact. Așa. Mi se pare niște nuanțe potrivite cu rochița. Deci dar este o cadrare absolut. Erai la școală aici? Nu, eram în patul de nu, zic, dacă la vârsta asta erai la școală, mi-am dat seama că nu erai la școală. Băi, nu eram la școală. Și te machiai de atunci? Da, nu vezi, uite-te și tu ce ne... Uite, păi vezi, mă machiam atunci și acum nu prea mă mai machiez. Mm-hmm. Fără cum erai tu sens? La școală, ca elev? Băi, am senzația că mă întreb ca să-ți faci joc de mine. Nu, te întreb serios. Tocmai ți-am zis că azi am picat un examen, cam cum crezi că aș fi? Păi stai mă, că e altceva. Eram silitoare. Da? Da, da, pe bune. Nu pare, nu? De ce te miri așa? Da? Tu chiar ai avut note bune? Păi nu, că nu știu, poate. De silitoare? Ai avut coroniță și din astea? Am avut ani în care am luat și cu coroniță, da. Deci, deși te machiai, erai pe, da, da, erai da. Pe studiu. Da, da. Și erai cea mai deșteaptă din clasă sau? Nu, e, doamne, nu. Nu eram cea mai deșteaptă. O aveai pe una de nu suport? Poți să-i transmiți ceva acum? Nu știu. Era nu, aia de, zicea că nu știe și de fapt rupea pagina aia și lua 10? Erau multe, multe care făceau așa, dar acum, nu știu, asta e o poză care, în care cred că aveam, nu știu, 5 ani. Mm-hmm. Zic eu. La școală, eu nu ți-am zis, nu mai țin minte lucrurile astea. Eu nu mai țin minte nici oameni, nu mai știu cu cine am fost în clasă. E nenorocire. Bine că am luat mai puține poze, pe că dacă ne băgam doar în alea... Nenorocire e. Deci în capul meu, nu știu, s-a șters de la ceva, nu știu, nu-mi dau seama exact de la ce. Da, nu știu, cine știe, poate o fi vreo poză. Ceva scurt-circuit acolo la mine care nu mai funcționează. Cred că de la prea multă informație, că tu bagi. Sigur. Ce mai probabil. Ok, deci te machiai și rupeai la școală. Hai că mai am o poză veche și pe următoarea două sigur ți le amintești. Sau e, poate și asta. Asta e ceva interesant.
Aici, da. Cine e? Sora mea. Sora, așa. Păi nu de la ea, ai pozele. De ce te faci că nu știi? N-ai tu treabă de unde avem. Măi, oare cine este? Oare cine este? Nu contează. N-ai tu treabă de unde avem poze. Da. Înainte de asta, că tot am vrut să ne zici ce mai curuntă beție de ale tale? Am unele pe scandal așa aici, mă mai lovește pe mine câteodată. Ești să ai la bătaie? Nu, nu la bătaie, nu. Dar îmi pică pe câte cineva așa, știi, din cercul meu de prieteni. Aoleu. Și încep să mă iau de persoana respectivă. Stai la mișto sau stai rău? Nu, adică la mișto. Nu zic așa, nu. De exemplu, ținta mea preferată e Dan Rădulescu. El știe asta și îndură cu stoi. Și n-a cedat vreodată cineva? Să-ți dea o bucată? Sau nu. Toată lumea zice, lasă-mă că așa mă face ea. Iar a luat-o, lasă-mi pace. Ai luat băutura mințile, lasă-mă. Și o ia pe ulei, așa, e o doamnă care locuiește în ea și care iese în momentele alea și acum vorbește doamna aia. Ea mâine nu mai știe ce zice. Vorbi mâine cu Ilona, da, exact. A rămas Margareta acum că... Știi, cu Dinara, dar de ce ai zis tu că chestia așa? De ce e așa? Stai puțin, cum? Adică, de știi, ce când, ai memorie, totuși? Când o forezi acolo până... Deci cum, ia, cum ai zis, ia mai zi o dată. Și atunci știi că iese fitilul ăla, știi, vine... Bam, bam, hai de cap, și urmează jihadul. Păi tu de-aia n-ai loc de amintiri din copilărie, că ți-amintești ce au zis oameni, sunt idei la un moment dat. Aici cât, cred că ai 16, între 16 și 20 de ani, că nu știu să îi estimez foarte bine. Cred că vreo 16, da. Care era fashion alea pe atunci? Păi că nu vă, uite, vă că sora ta are pirs de la, tu de ce n-ai? Aveam și eu. Aveai și tu? Aveam damburic. Ah, da, cred că de-aia nu mi-am dat seama. Aveam, nu sprânceană, că nu te lăsa la școală. Deși aveam colegi care aveau, dar în anul viitor, deci după anul ăsta în care a fost făcută poza, mi-am dat și eu în sprânceană. Deci a fost nebunie. Și aia era moda să ai din ăsta pierzi în sprânceană? Da, era. Și ce mai era pe fashion alea așa când aveai tu 16 ani, prin clasă? Deci dacă n-aveai voie din ăsta, păi tu că niște tatuaje. Băi, erau cu talie joasă, de răceai la ampe și te dureau așa. Pe aici așa, știi? Da. Așa, se vedeau, erau până aici așa. Știi ce zic? Da. A ta erau, aveau talia. Așa. Pe mine veneau bine că eram slabă, nu? Că acum, știi, acum pun de ăștia mai strângi aici, mai acum strângi. Acum ții mom jeans din mai aia, nu mai da. Păi, stai mă, facem upgrade, nu mai... Așa? Să se vadă că am început să câștigăm bani, că undeva trebuie să se pună și banii ăștia, așa, ormele și toate alea, știi? Că alea da, costă și ele. Corect, dar cine mănâncă și urmă are banii ăsta, știu. Nu e ai văzut noaptea la șaorma, numai bugătani. Și în afară de blu și pirsul, mai era ceva, uite, eu aveam, de exemplu, să porți un șire de un fel, unul de un fel. Eram când aveam eu 16 ani. Stai mă, îi zici bine și tu, dar la un moment dat apăruseră niște Adidas care aveau fețe din alea de letrăgei pe deasupra, nu știu dacă mai ții minte. Cum adică? Fețe? Fețe, erau niște cârpe din astea, erau niște... Stai mă, nu cred că nu mai știi. Nu cred că nu mai știi Adidas și aia care aveau... Tu mai ții minte? Erau niște Adidas care aveau niște fețe care se puneau așa pe deasupra și puteai să le schimbi fețele alea. Păi erai sărac. Eram sărac. Erai sărac, eu am avut. Tu ai avut, a? Bă, știi ce era scump pe vremea aia? Converse erau scump, frate. Erau scump rău de tot. Sunt scump și acum. Și nu merită. Dar erau scumpi. Ba da, mă, merită, că te țin câțiva ani, dar pe vremea aia, cine avea Converse chiar era șmecher. Eu n-aveam, deci tu atenție. Tu aveai Adidas și cum mai multe fețe. Tu puteai să ai ce Converse voi în fiecare zi și nu stai mai bine cu banii decât toți. Bravo. Fia, îți dau următoarea poză, mai, dacă nici pe asta nu ți-o amintești cât de cât. Oh, senzațional! Dintre toate vedetele pe care le știi, înainte să te apuci de treabă, să devii așa mai publică, pe cine îți doreai foarte tare să întâlnești? Nu știu pe cine îmi doream, dar am avut cele mai mari emoții, au fost când l-am sunat pe Smiley. El știa cine ești sau l-ai sunat? Da, știa. Așa? Curmea era că știa, da, nu știu. Și ce trebuia să-i zici? Sau băi, trebuia să-l invităm în Welcome Us, când am făcut emisiunea cu Marius Manole pe online. Și noi, de la începutul emisiunii, tot ziceam, la un dat o făceam pe Instagram și ziceam, în seara asta o să-l avem invitat pe Smiley. Și noi ziceam la mișto, știi, în fiecare seară. Și în seara asta o să vină Smiley. Și au început să mă înjure oamenii. Și nu era niciun Smiley, știi? Da. Că na, era pentru noi așa o chestie, vine Smiley. Da, nu vine frate Smiley, știa toată lumea, lasă-ne cu Smiley, că nu vine. Da. Și la un moment dat, când ne-am apucat să facem cu invitați și am chemat și noi și am avut din ce în ce mai mulți invitați cunoscuți, am zis, băi, trebuie să chemăm pe Smiley, n-avem cum să nu chemăm. Și l-am sunat pe Smiley, eram în mașină, am făcut rost de numărul lui. Frumos. Și eram cu Marius în mașină și am sunat și a răspuns chiar el, cu vocea lui, mă, el era. Știi? Și a zis, alo. Și s-a lăsat așa o liniște, alo. Și eu îi făceam mai zi tu. Și el, nu, zi tu, că cred că mă gretești. Marius Manole, n-a, îți dai seama. Da. Și am zis, bună! Ilona! Ilona sunt, am zis eu. Și el a zis, bună Ilona, a zis el. Și am zis, opa, stai că începe conversația.
stai că o ia din loc, știi? Am zis. S-a dus bine, păi e deja jumătate treaba făcută. Da. Dacă știe numele... Zic, uite, sunt aici cu Marius. Zic, măi, știu ceva. Zic, bună seara, zic, la, bună omul seara ăsta. La omul ăsta. Așa. L-am sunat, dragul. Și a zis el, salut, salut, Smiley. Bună, bună, nu știu ce, ce a zis el. Uite, voiam să te invităm la... Da, sigur, cum să nu, când vreți. Super mișto om. Mm-hmm. S-a fost întâmplarea mea cu Smiley. Deci pentru mine Smiley e așa o chestie. Smiley a fost. A, și uite, da, Smiley și Smiley. Se pare foarte funny. Că mi-a făcut tot așa ziua pe online, tot cu Marius. El mi-a organizat cu surprize să intre oameni live, să-mi zică la mulți ani, nu știu ce. Băi, și au port acolo tot felul de oameni. Maică mea, antrenorul meu de tenis, Bendeac, multă lume. Și la un moment dat, cine crezi tu că apare? Ce rebel. Smiley. 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 Smiley, frate, care n-a intrat live, că n-avea timp, îți dai seama. Mi-a trimis un mesaj. Da. Mai știi aia a fost surpriza supremă. Ce ți-a zis, mai știi? La mulți ani, Ilona, multă sănătate. Ți-am pus 500 de euro într-un plic, o să-i primești. Nu i-am primit și până ziua de azi. Apropo, da. Cred că plicul i-a trecut dintr-o parte în alta. Da, da, se mai întâmplă. Mă rog, am zis, bă, asta este. Na, a încercat omul, nu s-a putut, aia e. Asta era întrebarea și o mică curiozitate. Da. Unde erați voi aici? La salon unde îmi fac eu unghiile. Și ea își face unghiile tot la același salon. Și deci aveți unghiile la fel cum nu, a venit? Nu, avem diferit. Ok. Și ultima poză, care e preferata mea. Eu nu știu de ce. Așa, mă, da, da, da. De ce nu există o icoană cu așa ceva? Băi, trebuie să-ți povestesc asta. Te rog. Deci trebuie să-ți povestesc. Ia zi, cum e să ai poză cu regele, în primul rând? Băi, e ceva. E ceva, nu? Da, da, da. De unde l-ai prins aici? L-am prins la obor. Eu eram la coadă la covriș. Așa. El trecea pe acolo, știi? Așa. Și am dat dracu de covriș. Am zis, bă, gata, nu mai gata, lasă încolo, că uite pe Florința, am zis, stau să, la coada asta, la covrigi, la alea, nu mai stau. Și am alergat după ea și am zis, Florin, Florin! I-ai zis Florin? Păi cum să-i zic dacă așa-l cheamă pe om? Domnul Florin. Da, domnul Salam. Împărate, mă rog, eu aș fi să-l cumva, așa. Și m-am oprit, el vorbea la telefon, s-a întors, s-a comportat de ca și cum îl stocărește o fană. Ok. Adică nu-ți imagina că, cum am zis eu, Florin, el a zis, bună Ilona, ce mai faci? Nu. A zis, da, da, s-a telefon și a zis, îmi doresc foarte mult să fac o poză cu tine. Și el a zis, da, sigur, cum să nu, cu tare, a făcut, mulțumesc. Ceva extrem de elegant din partea mea, îți dai seama, am fugit, mi-a părut și rău că am lăsat și covrigea. Te uita la poză și, bă, mai bine lua covrigea până la urmă. Da, da. De semn bani. Dar mi se pare că, că se potrivește așa stilul, cum da, că și eu eram vopsit așa. Nu, da, și tu mai pe pancăreală, așa, da, și el un pic rocker. Mi se pare că s-a legat foarte bine și la obor acolo. Dar se vede clar că el n-avea niciun chef de poza asta. Sper că ești conștient că a făcut-o doar așa, că n-a mai avut încotro. Bă, om a fost profesionist, adică ai vrut poză și a făcut poză. Bă, eu am lăsat baltă ta covridogea, mă, dar nu-i frumos. Trebuie să-i cer banii pe covridogea. Vezi că erau de aia cu crembul și cu mijloc, ieșeam în 10 lei bucată. Trebuie să-mi dai înapoi. Că nu erau covriși cu mac, te rog eu mult. Avem o rubrică pentru tine acum. Fii atent, am Carla's Dreams la McDrive. Ce crezi că ar zice Carla's Dreams la McDrive? Nu știu, prima propoziție sau... Sau uite, dacă vrei, ce crezi că ar face? Putem să... Băi, e foarte... Cum îi zice? Open... Da, e foarte... Versatilă, mă. E greu să cred că se duce la McDrive. La McDrive? Da, sau presupunând la Mac? Că se duce la McDrive, stă în mașină. Stă în mașina lui, care e pictată toată, nu-i se vede numărul. Nu iese. Stă și doar vorbește cu ea. Cred că și ia ceva mic de-astea, cred că și comandă... Sosuri? Sosuri. Ceva mic care să intre direct în gură, să nu strice, știi? Să nu se atingă. Că dacă mănânci Big Mac-ul, te mai, știi, să mai ia de pe față, să mai... Și eu cred că ia ceva bulete de alea de cașcaval. Deci Carla's Dreams e foarte nesănătos pe interior, că mănâncă doar sosul tot timpul de la McDonald's, nu? Da. Ok. Eu așa cred, că na, nu poți să... Dacă ești așa machiat, nu cred că poți să te înfigi la un Big Mac din ăla. Cinstit. Că odată ce te-ai șters cu șervețelul după, frate, acolo riși mult. Ai dat cu șervețelul pe aici. Vine doamna de la McDrive de acolo și zice... Opa! Ce avem noi aici? Uite, ești Carla's Dreams și ne mână la cap. Ok. Fii atent, mai am. Ți-am recunoscut buzele. Mai am pe domnul Brenciu când își face abonament la sală. Yes. Cum crezi că intră el acolo, cum e tot timpul? Nu se pare că Brenciu sau cum e el? Că mi se pare că e Dorian Popa, că e tot timpul așa un pic. E un pic? Oh, da, nu știu, nu-mi dau seama. Eu nu-l cunosc personal.
Așa. Dar acum o să-l cunosc, probabil. Cu ce o să spun acum, sigur o să-l cunosc pe Se uită, se uită. Da? Da, da. O să-mi vină. E mare fan. Da? Și nu l-ai avut invitat? A zis că vine. Da? După ce-l cheamă. După ce... Vine direct de jos de aici, de la sală. Avem o bandă aici și acum bagă. Și eram cu ei. Ce crezi tu că ar zice? Sau cum crezi că și-ar lua abonament? Crezi că și-a pun an și nu mai vine? Sau? Da, sigur. Sigur e genul ăla. Vine de două ori și după aia zice, bă, da, și chestia asta. Am venit pentru saună și dușuri când am apă caldă acasă și rest. Da, nu știu ce să zic. Dacă nu te bagi la brânciu, mai am să știi. Am rămas blocată la vestă și nu pot să mă mai concentrez la ceva. Cinstit. Și nu pot să-mi dau seama, deși la floarea din piept. Asta e de la nunta lui. Serios? Nu știu. Presupun, nu știu. Eu așa m-aș duce, dacă era să am nunta mea, așa mă îmbrăca. Deci Horia Brânciu la sală zici că și abonament și nu mai vine. 100%. Bine, bine, mai am pentru tine. Hai că aici te bagi. Oh. Cum crezi tu că face Delia când nu-i place un concurent? Ai văzut că ea se ascunde bine. Sau ce replică crezi că dă așa pe ocolite? Vine unul și e pământ. Faci concurs de clipiță. Stai că mă gândeam. Da, ok. Că nu-i place un concurent? Mm-hmm. Vine unul pilaf și ai văzut că dintre toți ea e mai drăguță. Zice, bă, așa și așa, ia și tu un like de complezență sau nu-i dă. Dar ce crezi că îi zice așa? Sau, ba nu, ce crezi că zice după? De fapt, mamă, ce termină. Du-te, dracu. Mamă, frate, pentru asta am plecat azi de acasă, serios. Am mai stat și pe pantofii ăștia cu toc, deci nu mai pot de nervi. Deci crezi că zice de nașpa după? Da. Crezi că zice? Mă zic, na, îți dai seama, na. Cum bine. O să zic și eu după ce plec de aici? Bă, nașpa, a fost rău tot. Bă, frate. Mai am o rubrică, am multe rubrici acum, fii atent, schimbăm. E tot așa în premieră, o încercăm pentru prima oară azi. Știi chestia aia de spui căștile pe urechi și unul țipă și trebuie să zici ce a zis? Da. E, noi ne-am gândit să o facem cu branduri. Mamă, credeam că cu bani. Nu, stai, tu liniștit, că nu e genul ăla de emisiune, credeam auzi, cu bani, unde crezi că era. Deci eu să-ți dau sunt niște cartonașe cu branduri. Și, de exemplu, eu spun ție căștile pe urechi, tu îmi zici brandul și eu trebuie să-mi dau seama să-ți citesc pe buze care e brandul. Vrei să încep să stai eu cu căștile? Da, stai cu căștile. Bine. Că poți să te juri liniștit. Da. Stai să-mi pun ce vrei să-mi pun să ascult. Ce ai zis tu? Manele? Da, da, da. Sigur. Florin, salam. Uite, chiar avea aici ăla. M-auzi? Hm? Am început. Am început? Așa. Su? Eu? Da, tu. E brand retard sau de ce? Supreme. PM? BMW. Supreme. Supreme. Așa. Suprim. Da, da. Am zis așa ca să nu să poți să vezi eurile, deci știi? Nu era BMW, era Supreme. Exact. Am înțeles. Ha. A, ok. Ce dracu de... Ce dracu e asta? Eu n-am auzit. Ce ai zis? M-ai jurat, nu? Ce e asta, mă? D-C. Ne-ai făcut ca la pisici? Us. Sau ce ai zis? D-C. S-T. Da, mă, ce ai? D-C. Slin. Slim. Slime. D-C. N-am. N-auzi? N-am. Mă, fii de asta e și ideea. D-C. R-T. Da, pă drecu. Gâtă. Dâcă. De ce? Trece. Ce nu ce? De ce? De ce? Da. Șoe. Șoe. Da. A, this is shoes. Da. Șoe. Ok, am înțeles. This is shoes, bă, nu e. A, ok. Yeah. Asta e bine. Off. White. White. Da. Off-white. Da. Merge minte. Luis. Sughiț. Ce ai zis? Luis. Cu R. Cu L. Cu L. Luis. Luni. Nu. Louis. Ce? Ouit? Louis. Loui. Da, hai că ești pe aproape. Louis. Loui. S. Vrei să zici Louis? Da, Louis. Așa. Ia. Yeah. Și Vuitton, da, cum zici? Așa. Așa. Ok.
Am înțeles. Vrei să spun ție acum altă melodie? Da. Te-ai descurcat super bine, mersi, să știi. Dar să-și faci și tu cu gura frumos, să nu mă lași. Păi mi-ai zis literele așa, nu te-am ajutat. Deci, asta... Vrei... Să nu zici doar așa, bla, 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 că nu înțeleg, da? Zic, vrei aceeași melodie? Da. Să știi să că e top. Să fim civilizați. E top. E în trending? Dacă nu e între... O fi fost la un moment dat. Car. Car? Hart. Hart? Păi nu e voie pe, să-mi arăți. Ce ți arăt? Păi mi-ai arătat... Păi te-ai uitat tu. Hart? Car? Hart mic? Hart? Ce e, mă? Car? Car? Hart? Car? Car? Hart? Hart? Așa? Hart? Car? Rar? Ai zis la început car. Car? Mașină. Car? Mașină în engleză. Car? Așa? Car Hart? Bravo! Da? Da, da, da. Uite, și aia că... Ia uite. Ne. Adidas. Adidas. Mamă, să mamă, de-au picat numai de-astea ușoare. Nike. Irina? Da, e. Ina Rimes. Ce? Zii, mă. Nike. Hă? Nike. Irina? Sprâncene. Cum ai sprâncene? Sprânceană. Ai? Sprânceană. Sprânceană? Aha. Sprânceană? Da. Ce, cum, știu o sprânceană care zâmbește? Sprânceană? Ce tot vrei, mă, cu sprânceana asta? Că nu te... Că nu e niciun brand sprânceană. Că arată ca o... Sprânceană întoarsă? Nike. Ai? Nike. Ai? Ha? Zi, mamă, mai tare. Ai? Nike. Liner. Nike. Eyeliner. Ce? Eu n-am liner, că-s băiat. Eyeliner? Zi... Da, ce tu zi? Ai? Nike. Ce? Nike. Bă, tu-ți bagi joc de mine. Dinți! Ce? Adidas. Adidas. Și? Și? Nike. Adidas. Nike. Și sprânceană? Nike. Ce tot? Nike. Eu spun sprânceană, de asta sprânceană. Adidas. Nike. Nike, aia zic. Aoleu, m-ai dus pe o pistă greșită. Gata, unul mai avea, uite încolo. Gucci. Gucci. Mamă. La d-astea le știu. Da? Bine. Hai că am învățat-o pe asta pe din afară. Jumătate soartă, jumate noroc. Bun. Am învățat-o, o știm, s-a notat, e în trending. Ți-a plăcut? Ai dat like? Da, am dat. Cum te-ai distrat la asta? Foarte. Te-ai distrat rău, nu? Da, da, da. Mamă, că a fost bine, degeaba da. Zici. Mai să-l faci. Fii atent, am pentru tine acum alta. Se numește Fuck, Marry, Kill, dar nu e din asta. Îți dau eu niște situații cu niște oameni. Ești gata? Dă-i cu prima. Îi recunoști pe toți trei? Da, tată. Ce avem Efes, care e poză, Țancă, Uraganul și Adi Minune. A, e Țancă, Uraganul? Dar cine crede că e? E. În fin. Știu eu, pă, am un vărcat, mă rog. Așa, și eu îți dau niște opțiuni. Da. Unul dintre ei trebuie să ai curte comună toată viața. Da. Unul trebuie să-ți fie psiholog. Și unul ia trebuie să-i scrii tu o piesă. Băi, gata. Păi îl știu. Îl am în cap. Ia zi. Păi curtea comună cu domnul Adrian. De ce? Că pare om gospodar care... Că zici că se face el treaba în locul tău. Să facă, da, exact. Am înțeles, așa? Care, uite, cum stă și frumos așa, adică pare un om muncitor și gospodar, care cred că ar zice, bă, Ilona, lasă, nu face tu, lasă că u florile, eu, Ilona, pomii, lasă. Fac eu frumos, pun florile, pun alea, tu, vine tu doar decât să vii să... Facem o masă. Exact. Da, așa. Deci și am încin grătarul și te sun când e gata. Da. De calitate. De calitate, de ok. Calitate. Deci adimine vecin, clar. Vecin, clar, 100%. 100%. Și plus okay. Că îți dai seama ce curte ai dacă ești vecin cu el. Da, adevărat. Păi tu îți dai seama că ai curte cât de două cât am eu apartamentul acum. Cred că ești de două cât aveți voi hala asta aici. Păi îl strigi până vine din partea el alta curții, zice Adrian, da, el e la Pipera, eu sunt la... De seama că are curte mare. Ok, deci ai de minune vecin. Da. Psiholog? Florin Salam. De ce? Că zici că e pur... M-am uitat la podcastul ăla lui. Așa. Și mi-a plăcut. Ce? De ce zici tu că ar fi un bun psiholog? Cum zice el așa, de suflet, de are, de omenie, de tot. Și de... îți dai seama că el zice, sufletul e important, aia, tot. Adică cred că e un bun sfătuitor. Mhm. Uh-huh. Și îi scrii piesă lui Țancă? Da. De ce? Păi cum? Cum să nu-i scriu? Mm-hmm. Oricând. Dar dacă... mă gândesc că l-ai ales așa că ți-a rămas sau l-ai simțit că ai putea să-i scrii? Nu, l-am simțit că aș putea. Păi cum?
Aici tu cuvintele alea am, așa genea. Băi, dacă nici eu n-am astea la mine... Am înțeles. Păi cum? Îi scriu. Bine. Când okay. vrea să mă contacteze, dacă se uită... Sigur se uită. Am... E cu am deja hit-ul pe țeamă. Da? Da. E cu Brânciu la sală când ies amândoi se uită sigur la emisiune. Dacă îți mai dau un mix de trei. Așa. Aici e icoană cu Dumnezeu, știi pe toți, da? N-are rost. Fii atent. Nu-i cunosc personal, apropo, decât așa vag, adică în sensul în care am vorbit destul de puțin, a interacționat, dar... Da, vă știți. Hai că aleg. Cu unul din ei trebuie să mergi la băut agresiv, dar la modul de ăla de să plânge, să vă luați în brațe, așa. Altuia trebuie să-i dai bani cu împrumut. Și să fii sigură că ți-i mai dă înapoi. Dar să tu știi ce muncesc eu pentru banii ăștia? Și cu altul, care mă știa de inserat asta aici? Și cu altul trebuie să ascunzi un cadavru. A, gata, am vizualizat-o și pe asta. Ia, rapid, rapid, rapid. Îți merge mintea, mă, da, mă am văzut. Ia zi. Mă duc să beau cu Scărlătescu. Așa, de ce? Că am mai băut cu el. Corect, corect, da. Am mai băut cu el și ce are mișto. Potențial. Duce, a? Duce, da. Duce, până a picat săracul, da. Dar a dus aproape. Da. Nu, Florin Dumitrescu, i-aș da niște bani cu împrumut. Ce crezi că ai zis-o genul... de parcă are nevoie? Nu, da. I-aș da săracul. Nu, dar pare genul care e corect și ți-i dă înapoi. Așa, din postura asta pe în care Bontea... e acum. Bontea... Nu știu. Nu știi. Acolo... Cu Dumnezeu înainte. Deci îi dai bani lui Dumitrescu și cu domnul Bontea? Da, nu, păi cu domnul Bontea sigur ascuns cadavru. Da? De ce? Crezi că pare băiat așa să-l sun? Uite, sunt Ilona, stai și cu Marius. Păi uite-te puțin. Crezi că am mai făcut, a? Am mai făcut asta? Păi ce-o fi la el în curte? Nu vreau să mă gândesc. Noroc că n-ai curte comună cu Adrian Mionec. N-aveau pavele alea de aur loc de cadavre, trebuie să ascunzi mereu. Bine, deci mergi cu asta, da? Rămâne? Da, că da. Chiar o să se întâmple. Da. Îți dăm cu următoarea rubrică, care e foarte mișto și pe care am inventat-o super recent acum. Bă, dar tu toate alea le inventezi super recent. Merge. Da, da, da. Noi ieri am dat drumul. Emisiunea a tras în avans. Trebuie să ne explici accesoriu. Adică eu îți dau niște accesorii super demente, luate din fashion așa, și să zici cum crezi tu că a apărut, de ce se poartă, de la ce s-au luat alea care le-au făcut. Să-ți dai așa, o părere cinstită. Cinstită și onestă. Fii atent primul. E un lanț? Auleu, are un șoarece în interior. Oh my God. Ce macabru. Nu, că e viu, e ok. Cred că e de drumul după. Adică, dacă e să-l iei cu tine la muncă, cum ar fi, știi, decât să-l lași acasă. Mamă, frate. M-a surprins, m-a șocat asta. Dacă există pe bune? Cred că da. Din moment ce e pe internet, 100% e adevărat. O roată de șoarece. De la ce crezi tu că s-a luat cu asta? De la droguri, eu știu. Câți bani crezi că ar costa un lanț de ăsta? Și bă, zi-mi nu și cu șoarece și fără. Eu mai mult de 70 de lei n-aș da și l-aș vinde în piață la ruși. Cu șoarece sau fără? Fără. 70 de lei. Fără șoarecele separat, frate. Vrei și șoarecele îl dau cu tot. T-ai cu... Te-ai făcut ca la iPhone, da? Îl dau cu tot cu rumeguș, cu cușcă, cu tot. Adică îți dai seama că șoarecele ăla nu poți să ții non-stop acolo. Trebuie să-l mai scoți, să-l pui. Dar o să pută la un moment dacă ții non-stop acolo. Adică nu e ok, nu? Păi dar trebuie să-l scoți okay. În fiecare seară când ajungi acasă, după ce l-ai omorât, l-ai ucis, îți dai seama că l-ai amestecat în toate bolturile, Uber-urile, l-ai dat. Când vii acasă, te întorci acasă și ăla săracul e acolo la gât și zice, bă, te rog eu, nu mă mai luași pe mine la asta, că m-a nenorocit domnul ăsta cu frânele lui. A luat ăsta toate gropile, mai pe mine, rău, nu mai știu de cameră. Deci n-ai purtat așa ceva. Nu. Dar dacă ți-aș da 1000 de euro să porți așa ceva odată... Îți dai seama că mâine îl pun la deci. Ce vorbă e asta? Dar să n-ai voie să te întrebi la un moment, bă, de ce porți asta? Bă, place, nu știu, e marfă, rău, tu-mi vezi ce mișto e. Ui, ce mișto e. Iau-te și eu, iau-te, să achiți, zi-mă și tu ceva. Dă că mai am. O știai dinți? Aici s-ar putea să coste foarte mult asta. Protezele astea îmbinate? Da, asta e brățarea pe care poți să o pui în pahar, cred că, în timpul sau ceva să-ți facă acolo. Asta. Dar e clar că asta a apărut dintr-o greșeală. De să ce? Fii convins. Hă? De ce zici tu că dintr-o greșeală? Păi cineva trebuia să-și schimbe cu totul proteza și sus și jos și a zis, bă, ia să lipesc eu astea de ele, ce să întâmplă. Ia. Eu nu renunț la asta, că am exact. Dat 1000 de lei pe ele și nebun la cap cum să arunc astea. Exact. Așa, și a zis, ia să le pun eu așa să văd. Ia, adu lipiciu să vedem ce, să-ți arăt ceva frumos. Ia uite ce ți-am făcut. Deci eu cred că tot din sărăcie a pornit. Asta din sărăcie zici că a pornit? Da, da, cât ai dat pe asta? Că nimic nu se aruncă. Vezi că e scumpă. Pe asta n-aș purta-o nici gratis. Da, pe 1000 de euro.
Da. 1000 de euro, da, gratis da. Niciodată. Pe 1000 de euro, da. Cred că asta e ultima, nu? Nu mai avem niciuna? Te să mergem, fii atent, noi avem, îți dăm și premiu, să nu zici că te-am chemat pe nașpa. Doamne, ce crezi tu că e premiu azi? 500 de euro, repet. Am zis asta de 3 ore astăzi și nu te-ai sesizat absolut deloc. Lasă-mă o că ți-i dăm la final. O să mai scad până la final, mai scad la 400, la 300, poate la un moment dat o să răsară măcar 50. 200 de euro și brățara aia. Să-mi plătești și o benzină, că am venit până aici. Iată că apare premiu acum brusc. Avem mare premiu de la prietenii noștri de la Oral B. Periuță de dinți electrică. Știi câte rotații are pe minut? 38.400. 7 viteze, scanează dinții 3D. Și așa, pe lângă asta scanează dinții 3D? Da, 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 are 3D ceva nebunie. E mai deșteaptă decât orice telefon, e rachetă. Așa. Și pe lângă asta, da, pentru că suntem băieți, îți dăm și 2 kg de pastă de dinți Oral-B. Fără niciun fel de glumă, 2 kg de pastă de dinți. Ce, mă bucur, deci chiar o să mă ajute foarte mult. Chiar? Ăsta, dar trebuie să particip la el sau mi-l dai direct? Trebuie să și participi un pic. Vrei să, vrei să particip, scoți, nu mai vreau. Vrei să scoți, uite, poate îți place. Fii atent, trage de chestia aia de acolo. Du-te, mă, de aici, că nu trag, n-am încredere în tine nici. Nu zic că nu-ți dau bani cu împrumut, în primul rând, niciodată în viața asta. Și în tine nu am încredere nici să te trimit la... Nu. Să trebuie să-ți iau țigări. Nimic. Nici măcar. Și dacă nu-ți mâine țigările, îmi dau și în curcum ar veni. Bă, dacă mă mușcă ceva. Mă rog, dacă nu-ți iese mă nimic. Bă, mă mușcă ceva. Pe cuvântul meu că nu, nu facem de alea. Promit. Bă, deci nu, mi-e frică, mă mușcă ceva. Amă, tu vorbești serios? Pe cuvântul că nu iese nimic ce ai. Bă, dar nu se trage ăsta, ce ai? Bătai de ăla, mă. Care, mă? Ăsta? Așa, își trage în sus. Nu iese, trage, mă, de tot. Și e premiu acolo, bagă mâna și el. Din partea aia, așa. Uite-te că poți să vezi dacă... Da. Hai, mă, că m-am panicat rău de tot. Da, mă, că nu suntem, dar unde crezi aici? Ăsta, mă, peliuța asta de dinți? Da, mă, aia de la Oral-B, 7 viteze, 38.400 de rotații. E goală? Nu e goală. E doar cutia și... Nu, e și baia acolo, dar e și super light. Bine. Mersi mult de tot, mamă, da, ce bine. E și pasta aia dinți acolo? Ce bine că n-am venit. Pasta dinți, te trimitem că-s 2 kg și n-aveam cum să băgăm 2 kg. Stai să-l pun așa, să faci și... Nu, pun aici mai bine. Nu, las că o pun aici. Vrei să vrei să-i faci? Ar fi ok să se vadă dacă o pui aici un pic. Ha, uite, gata, s-a văzut. Vrei să o iei înapoi acolo? Nu, nu, lasă. Hai, hai, ba, da, iau. Ia-o să ții mai bine. Și atent, eu spun o întrebare. Da. Dar trebuie să o câștig, da? Da, trebuie să o câștigi, nu deocamdată nu ai. Nu, să primești nimic. Hai, mă, că îți dăm o geacă, vedem, facem cumva. Îți spun o întrebare și dacă pleznești întrebarea, bine ai luat-o, dacă nu, îți dau și niște variante ajutătoare. Am mai trecut astăzi prin ceva și da, asemănător și n-a fost bine deloc. Nu, că alea nu erau variante ajutătoare. Tu zic că mă simt astăzi, e ziua mea, dar vrei să fii miliardar. Bă, nu știe că ce începe rău, se termină bine. Fii atent că să fie ok. Câte magazine Supreme, că tot mi-ai zis, Supreme, cum ai zis acolo, există în toată lumea? Pe de unde să știu eu? Vrei să zic variantele? Nu. Lasă-mă în pace, că știu. Ia zi. Mă gândesc. Mă gândesc că știu. Tot câte la variante. Tot la variante. Tu tot vrei să zici variantele alea. Ia păi zi nu, variantele. Mă, crezi că le-ai scris degeaba? Hai. Ca să nu prima variantă. Îți dau și-ți variante ajutătoare și te ajut eu și câștigi periuța. De ce ești? Că te ajut. Bine. Prima îl sun pe Bendeac și îl întreb dacă ar fi dispus să-ți lase apartamentul mâine seară, dar nu poți să-i zici de ce. Dacă poate să doarmă în altă parte, să-ți lase pe tine. Ok. Așa. A doua trebuie să-i dai un mesaj lui Ștefan Bănică Junior pe Instagram sau pe ce vrei tu, în care să-i spui ești ok ca actor pe cântat așa și așa, dar ține-te de treabă. Asta e a doua. Și ultima, o sun pe mama ta și îi spui că te-ai gândit serios că vrei să vinzi efectiv tot ce ai. Da. Tu să scoți toți banii, să bagi într-o fabrică de lipitori. Asta mi se pare cea mai funny, sincer. Bagă, doar să dai pe difuzor să pui lângă la valieră, să vedem ce zice. Deci cum? O supă mai că și zice? Zici că vrei să vinzi tot, scoți toți banii din bancă, tot, tot, tot și vrei să-ți faci o fermă de lipitori, să investești în ea sau să o faci de la zero, cum simți tu? E funny asta cum ai chiar. Bendeac probabil că mi-ar zice că sunt nebună la cap și că nu te fă dracu cu apartament, pus să dormi în altă parte, ești nebună, știu ce ar zice. Așa. Și unde să mă duc? Nu ești sănătoasă la cap, dar ce tu n-ai casă? Da, prințica mea. Ce faci, mami? M-auzi? Uite ce să fac, da, te aud, mi-am făcut niște tortelini cu ciuperci, că am intrat în bol. Să mănânc, așa, să mă duc să-mi văd serialul. Eu vreau să mă zic. Așa. Și să văd, că abia am venit de la școală, sunt cam... Stai, că vreau să vorbesc ceva cu tine, stai, nu-ți face speech-ul acum de început. Uite, eu m-am gândit... Nu știu, să-mi zici și tu dacă ți se pare ok. Aș vrea să vând mașina. Așa. Dar ce ți-a venit? Că nici de o jumătate de an nu ai. Așa. Stai că-ți zic acum.
Și am vorbit eu cu cineva care mi-a zis că aș putea să investez banii ăștia într-o fabrică, într-o... Alo? Mă auzi? Într-o Care bani? Păi banii pe mașină să iau să investesc într-o fermă de lipitori. Și dacă vrei să mai dai și tu niște bani. Să investim? Tu faci mici tot de mine acum, sau ce? Nu mă, ziceam dacă vrei să te bagi și tu. Termină-mă cu prostiile. Nu vrei? Nici tu nu trebuie să faci lucrul ăsta. Mie mi se pare tare ideea, nu știu. Păi tu-ți dai seama, băi, păi stai mă, mamă, că tu știi câți bani poți să faci cu ele? Dar ce fac lipitorile alea? Unde să-i pân ele? Pentru creme. Să fac creme, mă, din ele. Bă, nu știu, eu cred că o să mă bag, dacă tu nu vrei. Nu, acum. Nu îți vinde mașina, te rog foarte mult. Bine. Deci nu pe prostii. Lasă să investească ea care îți investigă, care să pricep, știu ce la un plan de afaceri, ce trebuie să bagi, ce trebuie să scoți. Tu ești novice în chestia asta, te bagi așa și te trezești că, bă, da, merg, am dat faliment, să lăs altare. Și-au murit lipitorile. Stai în banca ta, dacă ai vreo... Păi nu mai știi că și Bota la un moment dat și-a făcut tot din asta de vipere și au murit viperele și a dat și banii pe ele. Mama, degeaba. Termină cu prostiile. Lucrurile astea nu sunt pentru oameni care nu sunt născuți, obișnuiți să facă investiții. Da, mă, bine. Bine, mă, hai, las, că nu mai ești fac. Ești artistă, n-ai treabă cu asta. Stai în banca ta, lasă-l cu lipitorile lui. Asta o să spună, bă, nu mai am lipitorile, ți-a terminat cu ele. Și ți-a luat bani. N-ai ce să-i faci. Bine, hai, că nu mai fac. Lasă, dă-o încolo. Asta e. Hai, te pup, hai. Hai, mamă, dă mai speria așa. Hai, mă, stai, că am treabă, chiar am treabă. Te sun mai încolo. Voiam doar să mă sfătuiesc cu tine de treaba asta și atâta. Și te sun mai părerea mea este să-ți vezi de treaba ta. Asta bine, eram într-o discuție aici cu oamenii ăștia despre asta și de-aia te-am sunat, dar nu mai pot să vorbesc. Bine, hai. Hai, te pup, pa, pa, pa. Trebuia să zici, mă, că ai pus deja, am pus mașina, v-am vorbit, vine mâine, o iau unul. E gata treaba. Mamă, crezi că îți mai răspunde? Da, îmi răspunde. O să-mi răspundă, da. Nu trebuie să-mi răspundă. Am luat periuța, da? Ai luat periuța, ai câștigat. Bine, de fapt, vrei să-ți dau și un indiciu, gen, uite, poți să te ajut să zici tu exact în magazine. 10. 10, sunt bravo. Cum ți-ai dat seama? Foarte. Nu știu, am avut așa o chestie. Mama, ai câștigat periuța, bravo. Mișto, mai bucur, frate, da. Dar chiar ți-a zis pe bune. Mi-a zis, bă, nu. Adică nu. Plan de afaceri cu asta, eu cred că dacă s-ar băga, ea să întreb dacă vrea să-mi bage, că ea știe. Ca și eu, uite, așa 1000 de euro puși pe dreapta. Dar cum a zis, nu, deci cum, că mor alea și după aia ce faci? Stai, dracu, tu la un loc, n-ai tu treabă cu asta, lasă-i pe ea să-și facă treaba. Tu vezi, fă-ți glumele alea, fă-ți acolo, nu te mai băga pe lipitor. Ai câștigat și periuța asta electrică și două chile de pasă de dinți. Și acum ai o întrebare, na, care s-ar putea să te doară un pic. Ai posibilitatea să pleci cu premiu? Nu, hai, am văzut că ai. Dacă ai de investit în barta fermă, aici nebun cum sunai. Așa. Mașină de jumătate, am stat scumiți. Ai posibilitatea să pleci acasă cu asta și cu alea două chile de pasă de dinți pe care le avem acolo? Sau poți să le lași aici pentru oamenii de la Porc și noi le dăm la giveaway? Dar la modul cel mai serios, poți să pleci cu premiu. Deci cum, mă, ce am de făcut? Deci tu acum ai câștigat-o, da? Da. Și ai opțiunea ori să pleci cu ea acasă, ori să ne-o lași nouă și o dăm la giveaway. Că oamenii o să uite la episod și o zic că, a, uite, bă, ne-a lăsat Iruna da, pastă de dinți. La giveaway. Că la e giveaway? Sărbători acum și vine sărbătorile să fim mai buni. Dă-o, mă, la giveaway. Ești împăcată cu decizia. Da. Și pasta? Tot? Și pasta, mă? Hai, uite, un kill. Un kill și un kill, da. Bine. Gata, am făcut-o. Gata, asta a fost-o. Cum te-ai simțit? Foarte bine. Zi. Nu mai vin. A fost frumos, dar... A fost frumos. Să fie pentru alții. Să fie de capul vostru. Să vină alții, să... Mm-hmm. Bine, îți mulțumim foarte mult că ai venit. Eu îți mulțumesc. Și dacă vrea să vină mama ta vreodată cu business-ul ăla, să știi că noi avem. Suntem trei băgați până acum. Trebuie să zic să te bagi, vinzi mașina jumătate, dar ne-i păcat de Dumnezeu.
Salutare, îți mulțumim că ai ajuns până la finalul acestui episod. Știi ce ne-ar ajuta foarte tare, pentru că cel mai probabil asta te întreb? Să ne dai un like, un share, un subscribe, să ne dai follow pe toate platformele, precum Instagram. Avem și Facebook, care e posibil să nu se mai numească Facebook când eu am zis deja chestia asta. Și cel mai important, să ne urmăriți pe TikTok, pentru că prinde la tineret. Și avem TikTok, por.tv. E și pentru oameni mai în vârstă, dar e bine să fiți mai mulți.